Ce, mă? Cine, bă? Rusul? Fătălău ăla, mă? De ce, doamnă, de ce? Hai mai bine să vorbim de Seli. Salutare, bo, și eu, azi avem un challenge nou. Ruleta rusească. Moment cu personalitate multiplă. La Kiss FM. Rusul e numai unul. De fapt, mai mulți. Bună dimineața, oameni dragi! A venit momentul să facem rubrica voastră preferată, și anume ruleta rusească. Dat fiind faptul că am dezbătut intens în această zi dacă femeile sunt într-adevăr mai fericite alături de băieței, mai nu foarte frumoși, l-am adus pe un specialist în lifestyle și în, de ce nu, relații, în succes și în alte lucruri de genul ăsta, domnul Cătălin Botezatu. Bună dimineața, domnule Cătălin! Bună dimineața frumoșilor, dar și Ana, adică bine, nu, în scop profesional mă refer, eu creez doar pentru bărbați, nu și pentru femei. Da. Aveți chiloți botezatul, se vede ceva pe voi așa, o bănduță din aia, că ca să știu, altfel nu mai sunteți frumoși. N-avem, din păcate n-avem bani de chiloți botezatul. Atunci sunteți mediocri. Dar promitem că o să ne cumpărăm. Spuneți-ne, vă rog, dacă sunteți de acord cu știrea conform căreia femeile sunt mai fericite alături de bărbați nu foarte frumoși. Dragul meu, frumusețea nu e atât de importantă. În momentul în care tu poți să mergi în vacanță în Maldive, de exemplu, da? Să stai la un hotel de 5 stele, să mănânci caviar, homar, raton dimineața și bei moe la micul dejun, tu știi cât de frumos devin momentul ăla, crede-mă ce-ți spun. Normal că-s mai fericit alături de bărbați mai urâței și credeți-mă ce vă zic, dacă nici eu nu mă pricep la femei, nu se pricepe nimeni. De ce a râs asta? Da, nu, ne-am adus aminte de un banc. Okay. Dar de ce spuneți totuși că bărbații mai puțin înzestrați pot face femeile mai fericite? Păi înzestrați frumos. Da, am înțeles ce ai spus, dragul meu, stai liniștit. Păi gândiți-vă logic, da? Ăla care este frumos e mereu la sală toată ziua, da? Când să-și facă femeia fericită? Știți că există și o vorbă din popor care zice că bărbatul trebuie să fie doar un pic mai frumos decât... Știți voi, nu mai zic. Ce vei, dragă, să fie ăla frumos și să stea iubita lui toată ziua îngrijorată că umblă la altele? Normal că nu așa e dacă e chelios, cu burtă, dacă nu e acasă. Știți sigur că nu face nimic rău. Maxim se duce la pescuit, cum ar veni, merge la pește, că la alte femei se duc alții. Păi da, stați un pic, uitați. Dumneavoastră sunteți un bărbat frumos, asta înseamnă că nu puteți face o femeie fericită? Mă bucur foarte mult că mă consider frumos, pentru asta, uite, o să-ți trimit o pereche de chilos botezatul, cadou. Mulțumesc. Nu ți-i trimit, ce zic? Mai bine vin eu personal și ți-i aduc, să fim siguri că nu se pierd la transport. A, da, că de obicei se pierd, da. Nu, e în regulă, nu trebuie să-mi trimiteți chiloți. Hai că înțeleg unde bați, dar nu se poate, nu mai insista. Ce să nu se poate? Pe bune, gata, termina, Andrei, gata, nu se poate, ți-am zis că nu se poate, nu se poate. Dar nu știu la ce vă referiți. Gata, pe bune, nu-ți dau chiloții de pe mine, îți trimit unul nou. Îți trimit alții, gata, insistentule, gata, stop, oprește, Olic, nu te mai uita așa la mine, pe bune, gata. Numai unul e rusul.